Prieteni, bine ați revenit la un nou video. Așa cum ați văzut în titlu, astăzi este vorba despre curățenie generală în bucătărie. Ceea ce vedeți sunt cadrele filmate înainte. Din păcate, nu am reușit să fac o introducere, să mă și vedeți la față, să fac un intro. Am intrat direct în pâine, m-am apucat să spăl vasele, să strâng de prin bucătărie. Pur și simplu m-am apucat de treabă și n-am mai stat fizic la povești. De aceea fac acest voice-over, voi pune înregistrarea aceasta peste cadrele pe care le vedeți ca să nu rămână așa în aer acest videoclip, să stau și la povești cu voi. În cazul în care sunteți persoane noi aici pe canal, bună, numele meu este Mădălina, sunt mămica a doi copii minunați, Tiara care a făcut 3 ani, Noa care a împlinit 6 luni. Și de curând ne-am întors înapoi acasă, am fost o perioadă la țară, am stat 2 luni și acum ne-am întors acasă și cu ocazia asta, cu ocazia reîntoarcerii acasă, m-am hotărât să fac o curățenie generală în toată casa și am început cu bucătăria. Scotocesc fiecare colțișor din bucătărie, șterg tot, spăl tot, ca să fie ordine, să mă simt și eu bine. Pentru mine zenul și feng shui-ul casei pornește din bucătărie și dacă bucătăria mi-e ordonată, mă simt și un pic mai relaxată, pentru că pasiunea mea este cea de a găti și stau foarte mult în bucătărie. Este pe lângă living, este camera cea mai locuită din casă. Spăl în continuu vase pentru că gătesc de cel puțin 3 ori pe zi. În acest video veți vedea că am început și diversificarea lui Noa, așa că voi găti și mai des, pentru că eu mănânc într-un fel, Tiara într-un fel, Răzvan într-un fel, Noa într-un fel. Eu nu prea am aceleași gusturi ca și Răzvan la capitolul mâncare. Tiara tinde să îl moștenească pe Răzvan. Acum Noa, cu diversificarea, vă dați seama că nu pot să-i dau strict ceea ce mâncăm noi. Dar da, asta e. În acest video, așa cum v-am spus, curățenie generală în bucătărie, scotocim peste tot. Vreau să vă motivez și pe voi să faceți curățenie, să vă apucați de, ce știu eu, comoda aia plină de haine, să vă apucați să faceți curățenie, să faceți puțină organizare în casă. Și în felul acesta am zis să vă dau din starea mea de curățenie, să vă transmit și vouă, ca să vă motivez. Ok, dacă sunteți aici noi pe canal și vă place ceea ce fac, vă place de mine, de familia mea, vă rog frumos să vă abonați, să mă susțineți. În felul acesta mă susțineți foarte mult. Iar faptul că vă abonați, apăsați acolo pe clopoțel să vă intre notificările ori de câte ori postez, pentru mine înseamnă enorm, apreciez enorm dacă faceți lucrul acesta. Pe acest canal veți găsi foarte multă motivație, de la curățenie, gătit, stat cu copii, cumpărături, alimentare, nealimentare, veți găsi extraordinar de multe lucruri. Este un canal foarte diversificat, pur și simplu este viața mea de mămică, mămică de 2. Acum vă voi da și idei pentru diversificare, având în vedere că am un bebeluș care, veți vedea, începe diversificarea. Mi-ar plăcea tare mult să mă susțineți în felul acesta, să vă abonați, să vă uitați la videoclipurile mele. Sper tare mult să vă placă și haideți că urmează să stăm la povești. Mi se pare că nu mai sfârșesc niciodată cu treaba. Este 9:05, până acum am spălat vasele, tigăile, am spălat plita. Și grilajele astea aștept să se usuce
După aceea am să le pun pe plită. Iar aici mai am vasele astea de spălat, să strâng tot de pe masă, să le pun pe toate la locul lor. Da, cam asta e ce fac în următoarele ore. Curățenie în bucătărie, curățenie generală în bucătărie. Cred că am să dau tot jos și de sus de acolo. Nu umplu nimic, doar vreau să șterg praful. Asta cred că am să fac și pânzele de păianjen ce s-au format pe sus. Da, sigur am să fac și asta, sigur. Așa că ne ocupăm de partea asta. Colțul acesta are un aspect așa de toamnă, așa mi se pare. Da, asta facem imediat. Gata aici, le-am pus pe toate la locul lor. Trebuie să spăl vasele, dar mai târziu. Și acum mă ocup să dau jos toate borcanele, să le șterg, șterg praful și apoi le pun la loc. Jos. Gata, le-am pus pe toate aici și acum să le iau rând pe rând, dar nu înainte de a șterge praful. Am avut de treabă. Aici sunt dopuri de la sticle de vin. Încep să le și pun la loc. Nu s-a trezit? Bine. Voiam să vă spun că e ușor să faci acum ordine generală în bucătărie. Pentru că nu... Da? Nu este poșchița aia pe capoace, este super, este super simplu.
need someone to save me. No, and don't come running to blame me. From miles away, I can tell that something's off. The way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car, let me see who you are. Who you really are. L-am terminat, este gata, este curățat cât de cât, adică mai mult de atât nu mai am ce să-i fac, pentru că sunt petele astea care nu se mai duc. Dar așa este normal, la un aragaz, la o plită, este foarte normal, pentru că o folosim. Dacă n-am folosit-o, ar fi perfect nouă. Urmează să fac aici, în soldatul acesta, ordine. Le scot pe toate, șterg, le pun înapoi, nu fac nimic ieșit din comun, pentru că, v-am zis, n-am locuit 2 luni aici și cât de cât este ok. Am lăsat ordine în sertare, în dulapuri. Haideți să le scot și vă las cu muzica. You'll be in over your head, babe. 'Cause there is no one other than me that can make you feel the way you feel when I hold you. I think I said enough. You said your love for me something brand new. You said this is something you gata, am terminat. Le-am pus în ordine, am aruncat ce era de aruncat. Cât de cât așa. Cât de cât va fi expresia zilei. Da. Să trecem la următoarea părticică din bucătărie. Ok. În dulapul unde îmi țin condimentele este ordine. Deci chiar nu trebuie făcut nimic. Aici am un coșuleț unde îmi țin toate lucrurile pentru gătit, pentru copt, praf de copt ciocolată, fâș de ciocolată, aici mai am câteva condimente de usturoi și foi de dafin, iar în coșulețele astea de sus țin zahărul de palmier, ce mai am eu pe acolo, tot așa pentru copt, și aici sarea, sare de mare, sare de Himalaya, sare de la Pride. Da, deci este ordine aici la condimente, nu mai trebuie să fac. Eventual când am să-mi fac o listă cu ce mai am nevoie pentru acasă, am să mă mai uit pe aici și văd ce-mi lipsește și am să trec pe listă. Dar e ok, chiar e ok. Direct. Hi. Ce faci? O dai pe cola direct, ha? Ai, mai copil, măi. Mai copil, măi. Lasă-mi un pic să vorbesc. Oh.
Cățică frumoasă. Da. Urmează sertarele acestea trei, ultimul cu caserole, alte lucruri și aici tacâmurile. Să începem. Da, cam asta e. Veți spune că am lăsat prea multe cadre cu el vorbind, dar mi este atât de drag încât n-am putut să vă las doar un minut în care el gângurește acolo, vorbește ce zice el acolo și cum trage de paharul acela. Am spus să vă las și vouă momentele de care noi ne-am bucurat, în timp ce el vorbea acolo, Tiara dormea și am profitat de liniște ca să putem să-l înregistrăm în timp ce vorbește. Veți găsi pe canal, începând din luna martie, videoclipuri, vloguri, de când s-a născut până în ziua de astăzi și am adorat, ador în continuare să filmez fiecare evoluție a copilului, a copiilor de fapt, că este și Tiara. M-am reapucat de YouTube acum aproape 2 ani, pe 1 sau 2 decembrie 2020 și dacă intrați pe primele clipuri, când am făcut eu Vlogmas, veți vedea evoluția fetei, cum vorbea atunci. Gângurea mai mult, zicea câteva cuvinte, mama, de fapt vorbea, dar evoluția, am filmat evoluția ei, acum filmez evoluția băiatului și sunt atât de mândră de copilașii aceștia doi, încât nu am cum să nu las cadrele cu ei când fac ceva de genul acesta. Întorcându-ne la curățenie, v-am spus că scotocesc tot. Asta include și cele trei sertare din bucătărie, cele cu caserole, ce mai am eu în al doilea sertar, că nici eu nu înțeleg ce e acolo. Mai nou am pus tocătoarele și coșul de pâine, dar când pun asta, când le schimb, tot timpul le schimb, nu știu de ce. Iar sertarul în care sunt tacâmuri, doamne, deci de mult n-a arătat așa, de foarte mult timp nu a arătat așa, de obicei le țin din scurt, dar având în vedere că am fost plecată, când am venit pe acasă m-am grăbit să stăm puțin și să mergem să ne întoarcem înapoi la țară, așa că a trebuit să le arunc pe toate acolo în sertar și s-a făcut ceea ce ați văzut că s-a făcut, un mare, mare haos. Thank you.
watching me steady, I know. Wondering why I'm so hollow. You're showing me all of your best. Acum trec aici, în dulăpiorul acesta. Am suzetele pe care le-am comandat lui Noah ultima dată. Nu le-a folosit, nu le-a ținut și nu știu ce am să fac cu ele. Mă apuc să fac curățenie aici. Și inclusiv la pahare, la fel. Spălam vasele, le puneam imediat după ce se uscau, le puneam sus, aleatoriu, nu mă interesa. Și acum a trebuit să aranjez ca să intre cât mai multe pahare căni în acel dulăpior. Da, cam asta facem noi în acest vlog, în acest video. Facem curățenie generală în bucătărie cu tot ceea ce presupune asta. Iar pe lângă curățenie, organizare, declutter și tot ce mai fac eu, fac și pregătesc și mâncarea pentru copii, să-i dau și fetei să mănânce. Bineînțeles, urmează să vedeți că i-am pus la piept și lui Noah morcov, dar veți vedea așa pe parcurs exact ceea ce am făcut. Cam în stadiul ăsta sunt cu așa numită curățenie generală. Trebuie să mai fac ordine aici, să mai spăl două vase. Bine, o să se mai adune pentru că m-am apucat să gătesc pentru copii. Astăzi încep și diversificarea cu Noah. I-am pus aici morcov, i-am curățat morcov, i-am pus apă, pun aici, pe deasupra. Pun capacul și aștept 20-25 de minute să fiarbă. Acolo am făcut o pulpă desosată pentru Dada. Și cam asta e cu... Momentan cam așa arată. Sunt foarte multe cutii care trebuie duse în balcon. Acolo sus am șters praf, pânze de păianjen. Am pus totul la loc. Ceasul este 4 fără un sfert, deși eu am mai dormit. Sincer, am dormit o oră lângă Noah. Nu mă stresez să fac totul super rapid. Da, cam așa arată. Mă ocup de colțul acesta să fac ordine în el. Cât timp se gătesc alea, apoi am să dau prin blender morcovul. O bucățică am să-i o las, să văd ce preferă. Dacă preferă bucățica asta mare, am să o tai în două și am să-i o las pe măsuță. Dar să văd ce preferă. Restul am să-l dau prin blender și astăzi este și prima zi în care începem și diversificarea. Nothing ever crashed. This is the best it ever.
Ai terminat din gurița? Tiera? Ai terminat din gurița? Ia avocado. Termină și cărnița. Niam, niam? E niam, niam? Da? Mi-e rămas, parcă tu nu faci cum făcea soarta. Tu chiar mănânci. Da! Da, mami. Hai. Ia. Ai terminat cărnița, Tiera? Lasă. Niam, niam. Ia, gurița mare. Niam. Ai terminat cărnița? Îți place? Îți place, morcovul, da? Ai terminat cărnița, Tiera? Deci, incredibil. Ia, Doamne, cum făceam prima zi de piureuri. Uh-oh. Îți place? Îți place. Lasă-l, mami, că nu-i place așa. Ia. Cărnița ai terminat-o? Da, da. Am terminat-o. Ți, mami, îți place? Haide. Uh-oh. Splash. Ce-a făcut? Mare. Ia. Place? Îți place? Mami, ce-a făcut? Ce-a făcut? Ce-a făcut? Îți place, mami? Pa, pa. Mănâncă cărnița din guriță. Încă cărnița din gurița, Tiera. Și am îndoit tot. Nu-i nimic. Se spală. Dă părul din ochi. Dă părul din ochi. Puș, puș.
close to your heartache. If you want, open your door. I'm feeling kinda lost when your mind is hiding whatever that is choking your chest. I can see it in your eyes that you're shaking, cause you're holding it back. Maybe you'll make up your mind, now I'm here by your side. So let it all out of me. Let it all out of me. Oh, I will hold you in. Ok, este 6:30 și stăm cam așa. Le-am dat copiilor să mănânce, am spălat și vasele. Mai am chiuveta să o spăl, mai am cuptorul. Nu mă ating de cuptor, săptămâna viitoare poate. Chiuveta mâine. Te rog frumos, dă-te un pic. Haide-te că ești în pielea goală. Așa, trebuie să șterg dulapurile, pentru că s-au pătat. Am dat cu aspiratorul pe jos. Acolo este ordine. Am șters și frigiderul. Nu mai are pete, nu mai are nimic. Da. Am lăsat aici magnetul. Am mai pun eu meniul. Da, mami, bine, sari. Da, să șterg dulapurile, să șterg și caloriferul și să dau cu mobil pe jos. Atât mai am de făcut în zona asta. Da, cam asta e. Curățenia generală în bucătărie. Nu există colțișor nescotocit. Totul este în ordine, mai puțin geamurile, dar am să mă ocup în altă zi să șterg geamurile. Am să folosesc aceste șervețele de la Dettol. Haideți să vă arăt sălățica numărul 2 de când sunt acasă. Pentru cină este 7:50. Și am aici salată, mix de salată, aceea de la Lidl. Nu mai știu cum se cheamă. Mi-am pus ceapă roșie, măsline, avocado, jumătate de avocado, niște piept de pui, pulpă de pui de a rămas de la Tiara. Niște, cum se cheamă, fasole neagră. Am mai avut tot așa leftover, un sos, deși a comandat Răzvan, nu mai știu ce, de la Dopopoco. Și am pus aici o lingură de sos, am să pun un pic de ulei, puțină sare, amestec și aceasta va fi cina din seara asta, pentru mine. Am intrat din nou în pâine cu salatele mele. Am lăsat vasele în chiuvetă. Asta e. Așa e când se gătește de 10 ori pe zi. Eu astăzi am fost un fel de mașină de spălat vase. Da, voiam să vă arăt bucătăria. Am terminat zona asta, că mai am în fața, cum ar veni aici pe hol, este un mare haos. Dar am să fac într-o altă zi. Mâine e duminică. Nu știu dacă am să reușesc să fac ceva. Mi-am pus
cartoful aici pe masă, pentru că mie îmi place tare mult cum arată. Oricum, urmează toamna, cu siguranță am să fac câteva aranjamente de toamnă. Am să decorez de toamnă în casă, dar momentan am lăsat stuful pe masă, bineînțeles câteva fructe, mai ales că este și iară și se servește cu banane, eventual mere, urmează să cumpărăm sau să luăm de la țară. Acolo sus este super, mie îmi place de nu mai pot zona asta cu masa și cu rafturile. Va trebui să aduc și scaunele din living. Le-am dus acolo ca să pot să fac aici ordine, să dau cu aspiratorul și cu mopul. Îmi trebuie plante verzi, multe plante verzi. Mi-am propus anul acesta să am mai multe plante verzi în casă. Promit că am să cumpăr. Da, zona asta. Draperia este spălată. Nu cred că are 3 luni de când am spălat-o. Știu, recent, înainte să plec la țară, am spălat-o. Este albă, este imaculată. Am șters și caloriferul, am spălat plita, v-am spus că trebuie să mă ocup de cuptor zilele următoare. Am șters toată mobila și pe sus, pe acolo, pe dedesubt, peste tot am făcut. Nu există loc nescotocit, dar v-am spus, chiuveta trebuie să o spăl și cuptorul. Și momentan doar atât, mai este zona asta de la intrare, nu vă arăt că e cam haos și cam atât cu bucătăria. Dar sunt tare, 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 tare mândră de mine că am reușit. Este 7:30 seara, mă pun și eu să editez și vă mulțumesc tare mult. Ne vedem data viitoare cu un nou video. Vă pup! Pa, pa! Uite ce frumos este cerul puiul. Nu pot să văd. Nu pot să văd.